Bună seara, bine v-am găsit la știri. Este dezastru după reforma salarizării promisă de PSD. Peste 36.000 de angajați din sistemul bugetar, printre care profesori, grefieri, IT și polițiști, se vor trezi cu salariile tăiate cu până la 40%, iar alții vor trebui chiar să aducă bani de acasă pentru a acoperi toate birurile. Iar de unde Olguța Vasilescu și Liviu Dragnea susțineau sus și tare că absolut niciun salariu nu va scădea, astăzi ministrul Muncii a recunoscut că de fapt se știa din mai 2017 că 3% din bugetari vor pierde bani la salariu. Iar în mediul privat, jalea este și mai mare. Peste 2 milioane de salariați vor avea mai puțin bani la sfârșitul lunii, au calculat sindicaliștii. Iar aici statul nu are ce face, nu se poate implica, spun oficialii. În schimb, găurile din buzunarele bugetarilor vor fi cârpite cu două ordonanțe de urgență. Se reglementează acordarea unei sume compensatorii care să asigure menținerea venitului net din decembrie 2017 pentru fiecare persoană angajată cu fracțiune de normă în sistemul bugetar. În ceea ce privește persoane angajate cu fracțiune de normă din mediul privat, statul nu poate să intervină în procesul de negociere a salariilor. Politica salarială la nivelul fiecărui angajator, stabilindu-se pe criterii de eficiență economică. Așadar, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, susține că s-a știut că la aproximativ 3% din bugetari le va scădea salariul încă din luna mai 2017. Noi ne aducem însă aminte când garanta că nu vor scădea salariile. Nu vreau să fiu foarte dură, spun doar că n-au citit programul de guvernare, pentru că dacă ar fi citit programul de guvernare și ar fi văzut că noi într-adevăr trecem contribuțiile de pe angajator pe angajat, dar le scădem aceste contribuții și pornim de la o altă bază, de la un alt salariu minim pe economie, ar fi văzut că nu scad salariile. Între timp, liberalii au decis să depună moțiune simplă împotriva ministrului Muncii, Olguța Vasilescu. Partidul Național Liberal va depune o moțiune simplă în cursul săptămânii viitoare. Sunt câteva aspecte pe care le luăm în calcul, de altfel foarte importante. Din declarațiile doamnei Olguța, eu înțeleg foarte clar că responsabilitatea este transferată la Ministerul Finanțelor, ca și cum n-a fost parte din acest guvern, au fost parte și doamna Olguța Vasilescu și domnul Mișa la acel moment. În România sunt peste 1,2 milioane de angajați la stat, conform Ministerului Finanțelor, iar 3% dintre ei au primit o sumă mai mică din această lună. Bani mai puțin sau deloc au cei din învățământ, care nu au norme întregi. La ministerele de resort se caută soluții fie ca aceste persoane să fie angajate cu normă întreagă sau să fie incluse în categoria persoanelor scutite. Oricum, acolo salariile sunt cel mai puțin medii pe economie. Și polițiștii sunt nemulțumiți pentru că le-a fost tăiată indemnizația de 40% din salariul de bază pentru fiecare oră de intervenție la domiciliu, adică atunci când stau acasă. Probleme majore sunt însă în mediul privat. Aproape 2 milioane de angajați au aici salariul mai mic de la începutul anului, în urma schimbărilor vizând trecerea contribuțiilor de asigurări sociale de la angajator la angajat. Salariile au scăzut în special în domeniul IT, care reprezintă 6% din PIB. De asemenea, sunt domenii precum construcțiile, unde nu se mai găsesc angajați. Majoritatea aveau deja salariul minim pe economie, iar acum, cu noile schimbări, domeniul e total neatractiv. Dar cum guvernul PSD a tăiat investițiile spre zero, probabil că nu mai reprezintă o prioritate pentru România. Tensiunii între Liviu Dragnea și Claudiu Manda pe seama audierii în Comisia de Control SRI a fostului șef al Serviciului Român de Informații, actual ambasador al României la Washington, George Maior. Dragnea l-a luat la rost pe Manda că nu l-a poftit pe Maior la comisie cât a fost în țară, ci a avut o discuție privată cu acesta. Tot aștept, văd că cei care sunt funcționari publici prin diverse ambasade, chiar ambasadori, tot amână venirea la comisie. Adică, de exemplu, n-am înțeles de ce domnul Maior a fost în țară și n-a vrut să vină la comisie. Amână spre sfârșitul lunii. În apărarea sa, Claudiu Manda spune că discuțiile de aproximativ o oră purtate săptămâna trecută cu George Maior au fost cât se poate de oficiale. Urma să plece din țară înapoi la post. Mi-a spus domnul George Maior că sunt diferite lucruri pe care le are de făcut în perioada imediat următoare și că se va întoarce cât poate de repede în țară pentru discuția de la comisie. Mi-a propus mai multe date, undeva la jumătatea lunii martie. Mi s-a părut foarte târziu, motiv pentru care data la care și domnia sa a putut să revină, înțelegând și ce activități are acolo la Washington, a rămas data de 27.
Fostul șef al SRI și actualul ambasador al României în Statele Unite, George Maior, va fi audiat pe 27 februarie la ora 11 ca urmare a scandalului declanșat de Liviu Dragnea între instituțiile statului și Serviciul de Pază și Protecție. Prea târziu, crede liderul PSD Liviu Dragnea, iar Manda a fost criticat de șeful său de partid și pentru că ar fi purtat discuții cu George Maior în afara comisiei pe care o conduce. Cum vedeți și discuțiile pe care președintele Comisiei de Monitorizare a SRI le are înainte de comisie cu invitații? Cu George Maior, de exemplu, a fost săptămâna trecută. De ce nu vin direct la audiere? Întrebați-l pe el. Nu vreau să-i dau sfatul, eu n-aș fi făcut așa. Cine vrea să vorbească, adică este practic obligat să vină la comisie, să vorbească în plenul comisiei. Am avut întâlnire cu domnul Maior la comisie, la biroul președintelui, la etajul 5. Discuția a durat aproape o oră, în care am stabilit în primul rând care este partea de procedură. Iar Dragnea nu e nemulțumit numai de Claudiu Manda. După o ședință de taină, șeful suprem al PSD ar fi decis schimbarea unor membri din Comisia SRI. Este vorba despre deputații PSD Gabriel Horia Nasra și Radu Babuș, care nu vor mai face parte din această comisie, potrivit știrpesurse.ro. Locurile lor vor fi luate de Oana Florea, președintele Comisiei de Anchetă privind alegerile din 2009, și de senatorul Nicolae Marin. Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu urmează să decidă în cadrul coaliției PSD-ALDE dacă este nevoie sau nu de înființarea unei comisii speciale de anchetă ca urmare a scandalului legat de Serviciul de Pază și Protecție. Liviu Dragnea continuă scandalul cu SPP. Liderul social-democrat este nemulțumit pentru că generalul Pahonțu nu este chemat la nicio comisie din Parlament. Dragnea a lansat noi acuzații extrem de grave la adresa SPP. Atâta timp cât instituția este condusă de un om care cere ofițerilor să facă rapoarte informative într-un mod ilegal, fără să aibă bază legală, să folosească informațiile nu știu pentru ce, eu nu pot să beneficiez. Dragnea i-a răspuns și fostului director SPP, cel care a contestat intenția de a trece serviciul în subordinea Ministerului de Interne. Eu un om în vârstă, domnul Dumitru Ilescu, și mă abțin să am un comentariu răutăcios. Nu înțeleg de ce se bagă în chestia asta, în condițiile de ce apără o cauză pierdută. Este foarte ciudat. Se pregătește prima remaniere a guvernului Dăncilă. Cel puțin 3 miniștri ar putea dispărea din schemă, spun mai multe surse. Liviu Dragnea, omul care a dărâmat într-un an 2 premieri pe care public îi susținea fără să clipească, neagă zvonurile și le califică drept prostii. Au apărut informații, zvonuri vehiculate despre o posibilă remaniere acum, iată, doar la o săptămână după ce a fost instalat guvernul. Cât de veridice sunt acestea? Sunt niște prostii. Asta ca să apreciez foarte mult această știre sau aceste știri. Sunt niște prostii. Nu există așa ceva. Nici o discuție în partid, în coaliție, la nivelul primului ministru. Absolut niciuna. Comentariu penibil făcut de senatorul PSD Șerban Nicolae după avertizările transmise de la Bruxelles de șeful Comisiei Europene cu privire la consecințele afectării independenței justiției asupra înțelegerilor privind spațiul Schengen și mecanismul de cooperare și verificare. Șerban Nicolae spune că avertizările lui Jean-Claude Juncker sunt amenințări ridicole și ușor etilice. Am văzut niște păreri personale, am văzut pe un domn care este președintele Comisiei Europene, care ne dădea un fel de amenințări să modificăm legile conform deciziilor Curții Constituționale. Probabil că nimeni nu i-a spus că amenințarea este ridicolă și ușor etilică, în condițiile în care toate deciziile Curții Constituționale sunt luate în considerare de Parlament și întotdeauna sunt puse în acord de proiectele legislative cu deciziile curții. Așa a reacționat senatorul PSD Șerban Nicolae după avertismentul dur venit săptămâna trecută de la președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. Juncker a dat de înțeles că dacă legile justiției rămân în forma actuală, primirea României în spațiul Schengen și ridicarea mecanismului de cooperare și verificare ca măsură tranzitorie de evaluare a țării noastre, cunoscut drept MCV, pot deveni lucruri greu de realizat. Les lois roumaines devaient rester celles qui ont été envisagées par le Parlement et la suppression du mécanisme de vérification et l'adhésion de la Roumanie à Schengen se poserait en d'autres termes. Această declarație dată la Bruxelles a stârnit însă furia senatorului PSD Șerban Nicolae, care a ținut să-l urecheze pe președinte.
președintele Comisiei Europene. Un funcționar înalt al Uniunii Europene își permite să amenințe Parlamentul României pentru că pur și simplu îi se permite, pentru că nimeni, nici măcar din apropierea sa, nu îi atrage atenția la modul cel mai ferm. După ce coaliția PSD-ALDE a început modificarea legilor justiției, semnele de la Uniunea Europeană au fost clare. Țara noastră a fost avertizată că face o greșeală și că statul de drept este pus în pericol. Președintele Klaus Iohannis a arătat însă convins că PSD va lua măsurile care se impun. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale două dintre legile justiției și le-a întors la Parlament pentru modificarea unor articole. DIICOT, bilanț dezastros pentru 2017. Procurorii au rezolvat anul trecut cu aproape 1000 de cazuri mai puțin decât în 2016. În plus, peste 14.000 de cazuri au rămas nesoluționate anul trecut. Deși datele sunt grăitoare, șeful DIICOT, Daniel Horodnicianu, a lăudat activitatea procurorilor și a criticat eficiența polițiștilor. România ocupă primul loc în topul clasamentului privind țările inițiatoare de reuniuni de coordonare a activităților investigative a criminalității organizate. Cu un număr de 40 de reuniuni inițiate alături de membrul național Eurojust. Deși a avut un an mai slab decât 2016, șeful DIICOT nu s-a sfiat să laude instituția pe care o conduce. Media dosarelor de soluționat în anchetă penală proprie de către fiecare procuror din DIICOT este de 102 dosare pentru fiecare. În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate de către procurorii DIICOT peste 10.000 de dosare. Nu toate cifrele îi sunt favorabile lui Horodnicianu. Astfel, în cursul anului 2017 au fost soluționate 10.287 cauze față de 13.168 în cursul anului 2016. Ne confruntăm astfel cu o scădere cu 21,88% față de anul 2016. Șeful DIICOT a rămas singur la bilanțul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Dacă în anii trecuți la sediul DIICOT își făcea apariția șeful statului Klaus Iohannis, șefa DNA Laura Codruța-Chiove și anul acesta a cam bătut vântul. Am făcut prezentarea datelor statistice împreună cu colegii noștri printr-o videoconferință. Cu 2 ani am făcut o întâlnire la modul pe care dumneavoastră, despre care acum mă întrebați de ce nu l-am făcut astăzi, și ni s-a atras atenția că suntem festiviști. Anul trecut am făcut, într-o altă paradigmă, am organizat prezentarea datelor de bilanț și ni s-a atras atenția că suntem secretoși. Parlamentarii au grijă de propriile buzunare. Revoluția fiscală le-a adus bani în plus aleșilor. Asta în timp ce peste 300.000 de funcționari s-au trezit cu salariile micșorate. Culmea, unii dintre ei sunt nemulțumiți și vor lefuri chiar mai mari. Salariul în luna decembrie? 91 de milioane. Și în luna ianuarie? Nu știu, astăzi îl iau, dar am înțeles că 9.993. Eu aș avea nevoie de mai mulți bani. Deși salariile lor au crescut, aleșii sunt nemulțumiți. În timp ce România abia supraviețuiesc de la o zi la alta, parlamentarii sunt preocupați doar cum să-și umple buzunarele. Sunt și unii care se jură că nici măcar nu știau că le-au crescut salariile. Să spun și eu că nu m-am uitat pe cald? Unul dintre cei care nici măcar nu se uită pe card este Liviu Dragnea, cel care altfel se plângea că nu are bani de Xerox. V-ați verificat cardul sau modificat salariile de astăzi? Doamne, să vă întreb dacă cum a crescut și salariul dumneavoastră. N-am verificat cardul. Fie că își verifică sau nu cardul, la final de lună parlamentarii primesc și cu 800 de lei în plus și spun că li se cuvine pentru că demnitatea publică se plătește. Nu atunci când am votat s-au stabilit diferențele de salarii, ce salarii avem noi, ce salarii au alții și se tot vorbește de salariile demnitarilor, salariile parlamentarilor, e normal că se plătește și demnitatea publică. Unii dintre parlamentari nu știu că salariile multor angajați au scăzut. Cred că am primit 600 de lei în plus. Da. Cum sunt banii ăștia? Sunt bineveniți? Îi folosiți? Păi, dumneavoastră nu folosiți banii, ce faceți cu ei? Îi donați? De ce să-i donez? Mai și donez, dar nu toți banii, nu? Cum vedeți această majorare de salariu, în timp ce la unii au scăzut salariile cu 40%? Și la noi a crescut cu 600 de lei. Și la cine a scăzut cu 40%? Angajații din ministere, de exemplu, sunt 300.000 de oameni care... Eu cred că se va rectifica și problema asta dacă într-adevăr au scăzut.
Vești bune despre starea polițistului împușcat în cap de iubită. Medicii de la Spitalul Județean Craiova susțin că agentul a răspuns la stimul de lumină și își menține temperatura corpului. Polițistul Bogdan Dumitrescu se află în continuare în comă și ar putea fi transferat la Spitalul Bactazar Arsen din capitală. Bogdan Dumitrescu, polițistul împușcat în cap de iubita sa, este în continuare internat la Spitalul Județean Craiova, unde se află în comă indusă. De la internare, bărbatul a răspuns la stimul de lumină și își menține temperatura corpului. Polițistul urmează să fie supus unei noi evaluări tomografice și, în funcție de rezultat, medicii iau în calcul posibilitatea ca acesta să fie transferat la Spitalul Clinic de Urgență Bagdazar Arsen din capitală, întrucât starea sa permite ca el să fie transportat. Iubita polițistului Bogdan Dumitrescu a ajuns și ea pe mâna medicilor și a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Tânăra de 27 de ani le-a spus anchetatorilor că regretă ce s-a întâmplat și că a fost un accident. Incidentul a avut loc în urmă cu câteva zile în Slatina. Bogdan și prietena lui, Alina, au fost împreună la niște prieteni, au mâncat și băut, apoi au mers în locuința polițistului. Acesta avea o armă personală care nu avea piedica pusă. Femeia i-a cerut arma și din greșeală ar fi apăsat pe trăgaci. Vecinii polițistului susțin că în ultima săptămână s-au dat petrecere aproape în fiecare seară. Locatarii aveau de gând să-l reclame pentru că mereu găseau în grădina din fața balconului sticle de băutură aruncate. Două panouri antivaccinare au fost amplasate pe drumul național 1 între Predal și Brașov, pe Valea Timișului, una dintre cele mai circulate șosele din România. Ministerul Sănătății urmează să decidă dacă amplasarea lor este sau nu legală. Două panouri antivaccinare au fost amplasate pe drumul național 1 între Predal și Brașov, pe Valea Timișului, una dintre cele mai circulate șosele din România. Este pentru a doua oară în decurs de două luni când în județul Brașov se duc campanii împotriva vaccinării prin publicitate outdoor. Dacă ne uităm bine la afiș, tot te trimite la niște site-uri. Sunt informații care chiar pun viața copiilor în pericol imediat. Primele afișe împotriva vaccinării au apărut la sfârșitul anului trecut, dar au fost retrase de Ministerul Sănătății. Montarea noilor panouri demonstrează că este vorba despre campanii bine organizate pentru care se strâng fonduri, potrivit secretarului de stat Raed Arafat. Autoritățile județului Brașov au anunțat deja Ministerul Sănătății, care urmează să decidă ce vor face cu aceste panouri. Pentru a stabili modul în care astfel de afișe pot să fie expuse, și ce mesaj totuși trebuie să fie expus în sensul în care să nu inducă omul în eroare ducându-l către o singură sursă, nu de informare, cum ei pretind, și de dezinformare. Ministrul Sănătății Sorina Pintea anunță că vaccinul antigripal a ajuns în toată țara, dar că, din păcate, oamenii nu îl doresc. Lunar mii de părinți refuză să își imunizeze copiii. Pot să vă spun că Ministerul Sănătății a inițiat o campanie de vaccinare antirujeolică și în fiecare lună 20.000 de părinți refuză să își vaccineze copiii. Cred că în acest moment legea vaccinării trebuie să fie o prioritate pentru noi. Cred că nu am făcut campanii suficient de agresive pentru a putea convinge părinții cât de benefică este vaccinarea, a spus ministrul Sorina Pintea. În aceste condiții, campaniile antivaccinare devin o amenințare la adresa sănătății publice, atrage atenția secretarul de stat Raed Arafat. Avem decese din cauza gripei în țara. Refuzul vaccinării este unul din motivele principale de apariția unor decese și nu neapărat la copii, inclusiv la adulții și la cei avansați în vârstă, prin infectarea lor de către cei care nu sunt vaccinați. Cei care duc campaniile împotriva vaccinării s-au dovedit a fi eficienți în a speria oamenii. Și este o problemă majoră de sănătate publică. Șoferii care circulă fără rovinietă ar putea scăpa de amendă. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care modifică articolul referitor la aplicarea tarifului de utilizare și trecere pe drumurile naționale. Procesul verbal nu mai trebuie să fie însoțit de fotografii doveditoare. Iar dacă șoferul depistat că circulă fără rovinietă nu este înștiințat în 4 luni, contravenția se prescrie. Termenul de prescriere a amenzii primite de șoferi pentru lipsa rovinietei atunci când merg pe drumurile naționale se va scurta. Aplicarea sancțiunii se prescrie în termen de 4 luni de la data săvârșirii faptei.
Procesele verbale de constatare a contravențiilor se vor transmite obligatoriu, subliniez obligatoriu, în 2 luni de la data aplicării contravenției. De asemenea, în cele 2 luni de la comiterea ilegalității și până la data comunicării procesului verbal, nu se mai pot aplica alte sancțiuni legate de rovinietă. În plus, procesele verbale nu vor mai fi însoțite de fotografia doveditoare, potrivit noilor decizii. Modificarea legislativă se impunea, având în vedere faptul că norma nu era suficient de clară, instanțele interpretând în mod diferit situații reclamate de mulți cetățeni în cazul amenzilor aplicate în mod repetat pentru lipsa rovinetei. Camera Deputaților, cea care a adoptat proiectul de lege, este foarte decizional în acest caz. Legea va ajunge la președinte pentru promulgare și va intra în vigoare la 6 luni de la publicarea noilor norme în Monitorul Oficial. Societățile de asigurări pun în pericol viața șoferilor. Multe piese aftermarket de o calitate îndoielnică pun în pericol viața pasagerilor unei mașini reparate în baza polițelor de asigurare obligatorie. La asta contribuie și o practică a companiilor de asigurări care încearcă să-și rotunjească veniturile din diferența de preț a pieselor de origine, originale și cele aftermarket. Companiile de asigurare le impun serviciilor colaboratoare să acorde discounturi consistente la piesele auto folosite la reparații. Asta face practic aproape imposibilă repararea mașinilor cu piese originale, spun specialiștii. Piesele care se montează pe mașini sunt de proastă calitate. Asta din cauza asigurătorilor care încearcă să facă saving la despăgubire. Nu este un secret pentru nimeni faptul că în piața românească și în special în zona de asigurări sunt reparate mașini cu piese de această factură. Piesele care în caz de impact nu protejează viața șoferului și nici a participanților la trafic, în special pietoni. Așadar, multe piese aftermarket de o calitate îndoielnică pun în pericol viața pasagerilor unei mașini reparate în baza polițelor de asigurare obligatorie. La asta contribuie și o practică a companiilor de asigurări care încearcă să-și rotunjească veniturile din diferența de preț a pieselor de origine și cele aftermarket. Astfel, contractele încheiate cu serviciurile colaboratoare prevăd anumite clauze în favoarea firmelor de asigurări, dar care îi dezavantajează pe consumatori. Prețurile de referință ale pieselor de origine se regăsesc în baza de date Audatex, care cuprinde caracteristicile tehnice ale mașinilor produse în străinătate. Asigurătorii impun serviciurilor prin contract o reducere din prețul etalon al pieselor. Cu alte cuvinte, serviciurile trebuiau să scadă din devizele de reparații reducerile cerute de asigurători. Pentru a se încadra totuși în aceste prețuri și a putea face și ceva profit, unitățile reparatoare sunt practic obligate să folosească piese aftermarket mai ieftine, dar mai slabe calitativ. Asta face ca nici măcar serviciurile de reprezentanță să nu mai folosească piese de origine atunci când fac reparații în baza polițelor RCA, spun specialiștii. Mai mult, firmele de asigurări dictează și prețurile pentru manoperă. Aceste lucruri trebuie să dispară. Există niște interese, sunt vizibile interesele, numai că este mult mai importantă viața cetățeanului decât miza financiară. Asociația producătorilor și importatorilor de autovehicule a arătat recent că în România sunt comercializate piese auto autorizate de Registrul Auto Român, care corespunde tehnic, dar care nu au licență de fabricație pentru reperele respective. Practic, piesele sunt produse fraudulos, fără un control al calității pe care îl presupune licența producătorilor auto. Producătorii auto au atras atenția că în cazul unui accident, calitatea anumitor componente ale automobilului fac diferența dintre viață și moarte. Epidemia de gripă face ravagii, virusurile gripale sunt mult mai agresive și mult mai periculoase pentru pacienții care au probleme de sănătate, avertizează medicii. Autoritățile de la București cer continuarea vaccinării antigripale după ce 8 oameni au murit de gripă în această iarnă. Medicii fac față cu greu sutelor de pacienți care ajung zi de zi la camerele de gardă ale spitalelor. Cei mai mulți dintre bolnavi sunt copii. Virusul s-a răspândit mai ușor în ultimele zile din cauza temperaturilor ridicate, spun specialiștii. Vă pot spune că pe durata weekendului s-au prezentat în 3 zile 300 de pacienți cu simptomatologie caracteristică de gripă, dintre care au necesitat internare 60. 3 sferturi din acești internați au fost copii. Orașele unde gripa a făcut ravagii sunt București, Constanța, Iași, Baia Mare, Cluj și Sibiu. Din punct de vedere al răspândirii epidemiei, s-a pierdut momentul cel mai favorabil al vaccinării, dar din punctul de vedere al fiecărui
individ luat în parte, orice persoană care nu a făcut gripă până acum, este bine să se vaccineze tocmai pentru a preveni îmbolnăvirea. Medicii nu sunt deloc optimiști cu privire la stoparea epidemiei. Este clar că epidemia de gripă a început să se răspândească pe teritoriul României, prin urmare ne așteptăm la creșterea numărului de cazuri, în condițiile în care acoperirea vaccinală a populației este foarte mică. Nici măcar grupele de risc nu sunt vaccinate. Și aici mă refer la copii, la bătrâni și la bolnavi cu boli cronice, cardiace și respiratorii. De la începutul sezonului 2017-2018 au fost înregistrate 8 decese confirmate cu virusul gripal, față de 17 în sezonul precedent. Atenție, ce medicamente dați copiilor! Unul dintre cele mai periculoase pentru organismul fragil al celor mici este banalul paracetamol. Acest medicament se poate dovedi deosebit de periculos chiar și pentru adulți. Așadar, în cazul răcelilor la copii, nu trebuie niciodată depășită doza de paracetamol. 10 comprimate de paracetamol pot fi mortale. Paracetamolul este toxic pentru ficat dacă se depășește doza. Este periculos în cazul adulților și cu atât mai mult în cazul celor mici, avertizează medicii. Atenție, părinți și bunici! În cazul răcelilor, și sunt foarte multe în această perioadă la copii, nu trebuie niciodată depășită doza de paracetamol. Iar 10 comprimate de paracetamol pot fi letale chiar și pentru un adult. Dacă vreți ca formulă de a ține minte, niciodată mai mult de 4 doze pe zi, niciodată la mai puțin de 4 ore, pentru că respectarea strictă a intervalului de minim 4 ore între două administrări și a dozei maxime zilnice sunt esențiale pentru a nu apărea efecte toxice. Așadar, 10 comprimate de paracetamol pot fi mortale. Simptomele supradozajului sunt paloare, greață, vărsături și dureri abdominale. Dozele mari de peste 10 grame într-o singură priză sau doze de peste 150 de miligrame paracetamol pe kilogram la copil determină leziuni hepatice grave. Copilul nu este un adult în miniatură. Metabolismul diferit impune ajustarea dozelor, iar există preparate care pot fi administrate special la copii. Și încă un mare semnal de atenție. Dacă se supradozează administrarea, dacă sunt cantități administrate suplimentar terapeutic sau în cazul intoxicației accidentale, aici aveți grijă unde puneți pastilele în casă să nu fie la îndemâna copiilor, se impune tratament medical imediat. Dornice să nască natural, dar speriate de dureri, tot mai multe mame aleg să-și aducă bebelușul pe lume în apă. Subiectul a devenit controversat, iar specialiștii s-au împărțit în două tabere. În timp ce unii susțin că nașterea în apă aduce beneficii și pentru mamă, dar și pentru bebeluș, alții medici vorbesc despre riscul mare de infecții. Și apropiere și depărtat. Excelent. În urmă cu 14 ani, în România nu era posibilă nașterea în apă, iar în ultimii ani mai multe clinici au renunțat la astfel de proceduri. Cu toate acestea, tot mai multe viitoare mămici sunt atrase de o astfel de posibilitate inedită de a-și aduce bebelușul pe lume. Deși în Europa procedura există de sute de ani, este în continuare considerată controversată. Nașterea în apă nu face nașterea mai ușoară pentru că apa are cine știe ce efect miraculos, ci este simplu efectul de relaxare pe care imersia corpului în apă o produce asupra oricărui om. Fie că este o femeie gravidă, fie că este un bărbat care vine obosit de la servici, când își face o cadă caldă, omul se relaxează și e foarte logic. Acesta este singurul beneficiu al nașterii în apă. În România, procedura nu este decontată de stat și costă cel puțin 1000 de euro. Nașterea se face în bazine speciale, iar apa trebuie să întrunească anumite condiții. Deși cererea e mare, doar câteva clinici din Timișoara, Brașov, Constanța și Botoșani oferă astfel de servicii. Adio restricții în avion. Pasagerii companiilor aeriene vor putea accesa în curând o rețea europeană Wi-Fi la bordul avioanelor. Aceasta va fi lansată până la sfârșitul lunii iunie acestui an. Pasagerii vor avea parte, începând cu luna iunie acestui an, de zboruri mult mai plăcute. Un proiect prevede ca aeronavele să fie dotate cu Wi-Fi, astfel încât oricine călătorește cu avionul să se poată conecta la internet. Se vor conecta la o rețea care e disponibilă în avion și se vor conecta, bineînțeles, contra unui cost. Pentru că e o tehnologie care va fi disponibilă la bordul avioanelor, probabil inclusiv cele de low cost, ținând cont de numărul acestora, de evoluția lor, de faptul că din ce în ce mai mulți pasageri zboară cu acest tip de avioane.
conectând aproximativ 300 de stații terestre din fiecare țară a Uniunii Europene cu un satelit, proiectul urmărește să asigure o acoperire broadband uniformă, atât terestră cât și marină. Până în prezent, operatorii de transport europeni trebuiau să se bazeze exclusiv pe sistemele prin satelit pentru serviciile Wi-Fi la bordul avioanelor în întreaga regiune. Echipamentul care ar urma să fie prezent la bordul fiecarei aeronave pentru ca aceasta să le ofere călătorilor Wi-Fi este mic, cu o greutate scăzută și ușor de instalat, ceea ce îl face potrivit pentru avioanele de transport pe distanțe scurte și pentru transportatorii low cost. Primul client va fi grupul IAG, care deține operatorii British Airways, Iberia, Vueling și Aer Lingus, dar nu este clar când vor avea loc primele curse care vor folosi acest sistem inedit. E o tehnologie care se apropie de 4G, nu e 4G, dar e foarte apropiată. Din ce am văzut, practic, cam fiecare avion va avea disponibil o lărgime de bandă de peste 75 de megabits pe secundă, ceea ce e destul de mult, practic, a putea acoperi o conexiune pentru 50, 60, 70 de pasageri care se conectează. Până în prezent, companiile aeriene mai mari au instalat la bord Wi-Fi pentru zborurile pe distanțe lungi, în timp ce acoperirea este de asemenea răspândită în Statele Unite. O statistică îngrijorătoare realizată de Agenția Națională Antidrog arată că un șofer din trei conduce drogat în capitală. Specialiștii avertizează că numărul celor care se urcă la volan după ce consumă substanțe ilegale este în creștere față de anul trecut. Accidentul provocat pe Calea Victoriei de un șofer care consumase cocaină scoate la iveală o realitate îngrijorătoare. Un șofer din trei pică testul antidrog. Potrivit Agenției Naționale Antidrog, numărul celor care conduc după ce consumă substanțe ilegale este în creștere față de anul trecut. Undeva anii 2011-2012, poliția rutieră organiza frecvent acțiuni pentru depistarea unor astfel de persoane folosind kituri care au fost furnizate de către parteneri belgieni. La momentul respectiv am atras atenția că acest comportament și această stare de fapt va escalada. Iată că, din păcate, trebuie să recunosc că am avut dreptate. Și, într-adevăr, ajungem la stadiul la care astfel de comportamente apar din ce în ce mai des în trafic. Situația este gravă nu doar în capitală, ci și în restul țării. Din ce în ce mai des există comportamente legate de astfel de consumuri de substanțe psihoactive, consum de alcool și ulterior conducerea unui autovehicul, sau combinate, și în plus de asta am văzut tot în spațiu public că a escaladat și această conducere a unor autovehicule fără permis de conducere. Reprezentanții Agenției Naționale Antidrog au promis că vor spori numărul controalelor în lunile următoare. A dat muzica populară pe politică. Vorbim despre Dragoș Dolănescu, care a ajuns parlamentar în Costa Rica. Fiul regretatului Ion Dolănescu a fost ales deputat în țara din America Centrală. Quiero un país de justicia y esperanza. Soy del republicano. Dragoș Dolănescu s-a înscris în Partidul Republican din Costa Rica și a militat pentru ajutorarea oamenilor săraci. De curând, el a fost ales deputat în Parlamentul din această țară, candidând într-o circumscripție din Alajuela, al doilea oraș ca mărime din Costa Rica, după San Juan. Nu conduc țara, dar am înființat un partid politic. Da. Și acum 4 ani de zile, care l-am fondat chiar de ziua lui tatăl meu, 25 ianuarie. Și este steagul partidului este tricolorul românesc. Eu zici, chiar de contact. Și ascultam că la un moment dat dumneavoastră vreți să mergeți și pe zona de președinție, nu? Nu. Am auzit că a zis undeva chestia asta. Nu? Nu, eu sunt președintele partidului. O să fiu deputat, cum am fost ales acum. Da. O să fiu ministru. Dragoș Dolănescu este căsătorit și are 2 copii. După moartea lui Ion Dolănescu, relațiile cu fratele său s-au răcit, iar în urma procesului de împărțire a averii, cei doi nu-și mai vorbesc. Vila în care a locuit marele artist a fost mărul discordiei dintre cei doi. Am avut și eu un frate și credeam că până la moarte nimeni nu ne desparte. Dar când tata a murit, frăția s-a risipit.
S-au împlinit 9 ani de la moartea handbalistului Marian Cosma. Pe 8 februarie 2009, sportivul a fost asasinat de 3 indivizi într-un club din Ungaria. Marian era la acea vreme unul dintre cei mai buni handbaliști din lume și se afla în atenția unor cluburi celebre, printre care și Barcelona. Deși timpul a trecut, familia nu a putut să umple golul lăsat de sportiv. Petre Cosma s-a întors din cantonamentul în care se află cu juniorii Asociației Marian Cosma pentru a-i face o slujbă de pomenire fiului la cimitirul din Pipera. În urmă cu 9 ani, o tragedie fără margini lovea sportul românesc. Marian Cosma, Păsărilă, cum era poreclit, era ucis cu sânge rece cu 3 lovituri de cuțit în inimă de un grup de rom maghiari într-un club din Veșprem. Deși a trecut atâta vreme, familia și prietenii nu l-au uitat pe Marian Cosma. Cu durere aici, în suflet, n-are ce zi bună să fie. Se spune că timpul vindecă rănile, însă în cazul familiei sportivului, golul lăsat de Marian Cosma nu va fi umplut niciodată. Părintele îndurerat spune că după atâta timp nu simte că s-a făcut dreptate. Ce dreptate să facă? Ei sunt în viață. Marian nu e în viață. Cam ce au făcut ei copilului meu, l-aș face și eu lor. Fără, puteți vorbesc tare deschis în român și nu mi-e rușine că sunt român. Deci oricând aș face-o. Petre Cosma s-a întors din cantonamentul în care se afla cu juniorii Asociației Marian Cosma pentru a-i face o slujbă de pomenire fiului la cimitirul din Pipera. Micuții handbaliști de la AMC, în frunte cu Andrei, nepotul lui Marian Cosma, au aprins lumânări la mormântul celui poreclit Păsărilă. Jucătorii de la HC Dinamo au depus 2 coroane de flori. Cei 3 criminali identificați ca Rafael Șandor, Nemet Gheozo și Soșca Ivan, dar și 3 complici, iubita lui Rafael, Bihari Ciobo și Paul Gabor, au fost în cele din urmă capturați și condamnați, însă la 7 ani de la crimă, unii sunt liberi, iar alții au scăpat de detenția pe viață. Marele handbalist a debutat la Dinamo București, echipa alături de care a fost și campion al României în 2006, s-a transferat la Veșprem. Cosma a cucerit cu echipa maghiară titlul de campion, dar și Cupa Cupelor EHF. La cei 2,11 metri înălțime, era considerat cel mai înalt handbalist din lume. La momentul decesului se afla în atenția mai multor cluburi extrem de importante din Europa, printre care și Barcelona. Jaful Cancodru continuă în pădurile României. Parcul Național Semenic Carașului este distrus zi după zi cu acordul autorităților de control. Grupul ecologic de colaborare NERA a monitorizat zona în perioada noiembrie-ianuarie și a constatat defrișări pe malul stâng al râului Caraș. Problema este una spinoasă și îndelung dezbătută în spațiul public. Se fac bani grei pe seama codrilor noștri. În ultimii 27 de ani, hoții care au ras de pe fața pământului păduri întregi din România au avut un profit de 5 miliarde de euro prin defrișări ilegale. Au furat 80 de milioane de metri cubi de lemn, iar efectele le vedem în fiecare an, inundații și alunecări de teren. Hoții de lemn au pus gând rău și zonei Parcului Național Semenic, golită de pădure, fără ca autoritățile de control să intervină. Este vorba de malul stâng al râului Caraș, între localitățile Goroia și Grădinari. Ori, pe această zonă, într-adevăr, s-a produs practic o măcelărire a arborilor pe malul râului, de către, vom vedea de către cine, pentru că la sesizarea noastră s-a mobilizat și poliția, s-a mobilizat și garda forestieră, mai puțin, și aici este important ceea ce spun, nu s-a mobilizat garda de mediu. Problema durează de zeci de ani. 5 miliarde de euro au câștigat în ultimii 27 de ani hoții care au ras de pe fața pământului păduri întregi din România, au furat 80 de milioane de metri cub de lemn. Cum autoritățile par depășite sau impasibile în fața fenomenului, se mulțumesc să publice statistici din care reiese că se taie mai puțin copaci. Avem de-a face cu un conflict de interese pe care numai Ministerul Mediului nu vrea să-l vadă. Este vorba de conflictul de interese între activitatea de protecție a naturii și activitatea economică, de fapt activitatea de bază a Regiei Naționale a Pădurilor, care este exploatarea lemnului din pădurile statului. Ori este foarte greu ca în interiorul aceleiași instituții să le faci pe amândouă, pentru că sunt
niște activități care practic vin în contradicție. Pe Valea Sadului, la 30 de kilometri distanță de Sibiu, este dezastru ecologic. Greenpeace anunță că 100 de hectare de pădure au fost distruse și că cel puțin 8 exploatări nu au respectat legea. Dublă tragedie într-o familie din satul bistrițean Retegan. Un bărbat a murit după ce a căzut un aparat medical în cap. Drama nu s-a oprit însă aici. La priveghi, un văr al bărbatului a murit după ce s-a înnecat cu o bucată de carne. Dublă tragedie într-o familie din satul bistrițean Retegan. Un bărbat a murit după ce a căzut un aparat medical în cap. Drama nu s-a oprit însă aici. La priveghi, un văr al bărbatului a murit după ce s-a înnecat cu o bucată de carne. După ce i s-a făcut rău, bărbatul s-a prăbușit după ce a încercat să se ridice de pe targă. În cădere a tras după el și stativul pe care se afla perfuzia și o seringă automată, un aparat medical greu de peste un kilogram. Ce i-a căzut în cap? Ce i-a căzut? Aparatul ăla, nu știu, care ține perfuzia aia rapidă. Că zic că i-a făcut o perfuzie rapidă. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Era lovit la cap? Unde da, a lovit? Da, și aici are da. Lesiune. Are lovitura aici în zona asta. Și una în spate. Rudele bărbatului au cerut explicații medicilor când au văzut că acesta avea lovituri la cap. Conform protocolului, imediat după deces, cadrele medicale au anunțat poliția. Medicii legiști au stabilit însă că decesul nu a avut legătură cu lovitura de la cap. Contra recomandărilor medicale, pacientul s-a ridicat de pe patul targă pe care era, moment în care a tras stativul pe care era seringa automată, l-a tras. Seringa a căzut, a lovit pacientul și personalul care încerca să-l susțină. Autopsia efectuată de medicina legală a arătat că decesul a fost cauzat de un infarct miocardic. Drama familiei nu s-a oprit aici. Un văr al bărbatului s-a înnecat cu o bucată de friptură chiar la priveghiul bărbatului. Chemați de urgență, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Românca de 21 de ani care i-a furat mințile unuia dintre cei mai bogați oameni de pe planetă și-a sărbătorit ziua de naștere. Oksana Sianov a petrecut alături de prietene într-un club de fițe din capitală. Alături de aceasta nu a fost însă și iubitul ei, unul dintre cei mai importanți șeici din Qatar. Românca Oksana Sianov este una dintre cele mai norocoase femei din lume. La doar 21 de ani s-a cu unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă. De ziua sa de naștere a fost departe de iubitul său și de meleagurile însorite din Qatar. Dorul de iubit a mai trecut în compania prietenelor sale. Fetele s-au aranjat și au mers la un club de fițe din București. Puștoaica șeicului din Qatar s-a distrat până dimineața, iar din meniu nu au lipsit șampania și vodka. Tinerele nu au acceptat însă niciun bărbat la masa lor, iar nota de plată nu a depășit 500 de euro. Superba tânără i-a demonstrat arabului că este fată cu minte, chiar dacă îi despart câteva mii de kilometri. Asta nu a împiedicat-o pe Oksana Sianov să se distreze de minune în compania prietenilor sale. Oksana Sianov s-a născut în Siberia, dar s-a mutat de mulți ani în România. Relația șeicului cu Oksana este cât se poate de serioasă, cei doi fiind împreună de 2 ani. Igor Dodon își pierde răbdarea cu unioniștii. Liderul de la Chișinău este revoltat de gestul aleșilor locali din Moldova, care au semnat o declarație simbolică privind unirea cu România. Igor Dodon a condamnat în mediul online campania prin care un șir de consilieri din primărie au semnat declarații pentru unirea cu România. Președintele Republicii Moldova spune că această declarație simbolică reprezintă o încălcare a Constituției. Totul are o limită, fiindcă cei obraznici nu știu de bun simț. În aceste zile, unioniștii, sponsorizați și îndemnați de unii ideologi imperialiști de aici sau de peste Prut, au trecut această limită. Nu vrem ceartă cu nimeni și nu-i dorim rău nimănui, dar nici acțiuni perfide și atentate la statalitatea patriei noastre nu vom tolera. Isteria anului 2018 va trece și va rămâne în trecut, iar Republica Moldova va dăinui, va avea un mare viitor, în ciuda celor care ne vor dispari. Igor Dodon a mai promis că îi va băga în pușcărie pe cei care susțin unirea. Dodon a mai spus și că numeroși lideri locali sunt dispuși să adopte o reacție la declarațiile simbolice privind unirea cu România și să semneze declarații care sprijină statalitatea Republicii Moldova. Pregătiri de război în Marea Baltică. Rusia amenință din nou Occidentul după ce a instalat
sisteme avansate de rachete în enclava Kaliningrad. Noul act de agresiune al Rusiei a alarmat NATO și UE, aproape toate țările membre ale celor două grupuri fiind acum în raza de acțiune a acestora. Președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Inferioară a Parlamentului Rus a anunțat însă că acest sistem de rachete Iskander au fost instalate ca o reacție la mobilizarea militară din apropierea frontierelor și nu a precizat durata pentru care ele vor rămâne în enclavă. Da, sistemele Iskander au fost montate, infrastructura militară străină este considerată în mod automat prioritară pentru a fi atacată. Decizia reprezintă o reacție la mobilizarea de capabilități militare în apropierea frontierelor. Kremlinul a transmis în alte situații că instalarea rachetelor Iskander în Kaliningrad, regiune rusă care are frontiere cu Polonia și Lituania, avea statut temporar, fiind o reacție la suplimentarea capacităților militare americane în țările baltice. Sistemele balistice Iskander sunt mobile, putând lansa rachete cu raze de acțiune de până la 500 de kilometri. Aproximativ 4.500 de militari NATO sunt staționați în Polonia, Estonia, Letonia și Lituania. Rusia a avertizat în mai multe rânduri că este extrem de preocupată de instalarea sistemelor antibalistice NATO în România și Polonia, considerând că acestea sunt interzise prin tratatul privind forțele nucleare intermediare. O fetiță din Statele Unite ar putea da lecții de marketing celor mai mari afacerici din lume. Micuța cercetașă a reușit să vândă peste 300 de cutii de prăjituri în 6 ore după ce și-a amplasat standul în apropierea unui magazin care vinde cannabis recreațional. Micuța antreprenoare a realizat că prăjiturile de cercetași ar putea tenta pe cei care calcă pragul dispensarului din San Diego. Întrucât este ilegal ca o fetiță cercetaș să se implice în comerțul cu produse lângă un astfel de magazin, Micuța a fost inventivă și a pus produsele într-un cărucior pe care l-a plimbat pe trotuarul din fața dispensarului. Inventivitatea fetei a fost apreciată chiar de către reprezentanții magazinului care vinde cannabis în scop recreațional. Cred că ideea le-a plăcut clienților noștri. Mulți au cumpărat prăjituri la ieșirea din magazin. Amuzant este că în timp ce povestea devenea cunoscută, tot mai multe fetițe cercetași au început să apară în fața magazinului pentru a aplica o strategie similară. Au declarat reprezentanții magazinului. În mai puțin de 6 ore, fata a vândut 300 de cutii de prăjituri. Știrile au ajuns la final, doamnelor și domnilor. Sunt Nadia Ciurlin. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Domnul TV. Urmează Radu Banciu. Pe seara liniștită să aveți.